Presa liberă trecere. Domnilor, domnilor, bună seara! Sunteți din nou la Presa Liberă Trecere. O avem invitat astăzi pe doamna Liliana Zvârna, senator PSD. Vom aborda un alt subiect, așa cum vă spuneam într-o ediție trecută, școala în pandemia de coronavirus, dar care au fost și principalele măsuri gândite de guvernarea PSD pentru sistemul de învățământ. Bună seara, bine ați revenit, doamnă senator! Bună seara, bine v-am regăsit! Mă bucur că sunt din nou la emisiunea noastră și că nu rămânem restanți în ceea ce privește promisiunea făcută față de telespectatori, în ceea ce privește școala și copiii noștri. Este un subiect de suflet, așa cum vă spuneam înainte de a începe discuția de astăzi, dar nu este tocmai un moment despre care ne vom aminti cu drag. Școala în pandemia de coronavirus, ca să începem cu acest subiect. Da, este un moment pe care cu siguranță trebuie să ne străduim să-l traversăm cu bine. O perioadă în care trebuie să insuflăm copiilor noștri încredere și certitudinea că lucrurile se fac cât mai bine posibil pentru ei, dar și pentru noi ca și societate, pentru că sistemul educațional întotdeauna a fost un stâlp de dezvoltare al societății și fără să avem o investiție în copii așa cum trebuie și în educație, nu o să reușim să ne dezvoltăm ca și țară. Sunt multe măsuri, multe reguli de respectat pentru elevi, pentru cadrele didactice, o serie de măsuri. Da, cred că aș pleca de la un studiu făcut de IRES care spune că mai mult de 30% din copiii României nu au acces la educație. Lucrul ăsta ar trebui să ne îngrijoreze pentru că același lucru a fost reiterat și de Comisia Europeană prin comisarul care se ocupă de educație, doamna Maria Gabriel, care spune, menționează același lucru. Și se mai menționează în raport faptul că majoritatea copiilor se află în mediul rural, în medii dezavantajate din punct de vedere economic și, din păcate, nu au nici sprijinul părinților. 32% în același studiu dintre copii nu au echipamentele electronice necesare pentru participarea în sistemul online. Și mai mult de 40% din cadrele didactice, iarăși, nu dețin resursele materiale necesare pentru a desfășura ore în condiții foarte bune. Este adevărat că în perioada de vacanță s-au conturat acele scenarii de începere, de fapt, cam prin septembrie, așa am aflat că vom începe anul școlar în unul dintre cele trei scenarii. Nici o școală n-a știut în ce scenariu. La momentul respectiv am tras un semnal de alarmă și chiar mi-am sfătuit colegii să-și pregătească școala pentru scenariul roșu. Pentru că oricând puteai intra în scenariul roșu, având în vedere gradul de infectare și gradul de răspândire a coronavirusului. S-a dovedit că am dreptate și că așa trebuia procedat. Din păcate, degeaba fiecare școală s-a pregătit pentru scenariul roșu dacă n-a avut suportul financiar necesar pentru procurarea dispozitivelor electronice pentru transmiterea online a lecțiilor. Pentru desfășurarea unei lecții foarte de calitate, aș spune, vă dați seama că e necesar un sistem de transmitere către copii și sisteme electronice care compatibile. Nu e suficient ca un copil să urmărească lecția de pe telefon sau chiar și de pe un laptop, știu eu, care are o anumită vechime. E foarte dificil și plus că transmiterea datelor și informațiilor este mult mai greu de realizat. Trebuie să avem în vedere cadrul didactic care se mișcă în timpul orei, scrie pe tablă, interacționează cu, mă refer și la sistem hibrid, dacă interacționează și copiii din clasă, este dificil. Mai nou, acum am observat, au primit dispoziție cadrele didactice să pună absență la toți copiii care nu se conectează.
și sunt îngrijorată pentru că nu mai reușim să sunăm, să comunicăm copiii respectivi, să vedem ce se întâmplă de nu se... să facem tot ce depinde de noi. Bine, au fost și exemple care m-au impresionat, cadre didactice care au trimis practic temele prin poștă, am avut cazuri de genul acesta în rural, au trimis din banii proprii, sau efectiv s-au deplasat și au cumpărat copiilor o cartelă din, tot din banii proprii, o cartelă de net, să poată comunica cu profesorul respectiv. Sunt de admirat și asemenea exemple nu sunt puține. Dar nu pot continua așa. Cu siguranță. Cu siguranță nu putem continua la nesfârșit așa. Știți că sunt și țări unde învățământul, cel puțin primar, nu a fost stopat nici măcar o secundă, nici măcar în perioadele de în care grad de infectare era foarte mare. Același lucru era de dorit și la noi. Probabil că niște măsuri un pic mai aplicate spre sistemul de educație ne-ar fi prins mult mai bine. Și chiar peste drum de noi aici avem campusul școlar care zace așa de atâția ani. Probabil că ar fi fost foarte potrivit ca aceste campusuri școlare să funcționeze. Acolo copiii ar fi putut rămâne cumva izolați de mediul exterior și atât ei cât și cadrele didactice, prin rotație, testate la o anumită perioadă de timp, să poată desfășura orele față în față așa cum ar fi de dorit. Este foarte greu să înveți un copil să scrie pe online sau chiar în mediul hibrid. Responsabilitatea se transferă practic părinților. Unii părinți sunt pregătiți să facă față acestei provocări, alții nici de cum. Gândiți-vă că avem părinți care merg la muncă în continuare și dacă au 1, 2, 3 copii, nu știu cum reușesc să facă față. Cei cu un copil mai au bunici, mai reușesc să-și rupă din activitățile zilnice, astfel încât să explice o lecție pe care n-a înțeles-o, să facă aplicațiile necesare, pentru că majoritatea copiilor se vaită în perioada aceasta că primesc teme foarte... Deci lecția este foarte scurtă, 10-15 minute, dar partea de aplicații foarte stufoasă și nu au timp cei din sistemul hibrid, dau un exemplu, săptămâna, chiar dacă nu înțeleg ceva în timpul lecției, când domnul profesor predă, nu au cum să interacționeze și atunci așteaptă o săptămână să meargă la școală să afle un răspuns. Ce drept ei comunică între ei, se sună, n-am înțeles tema ulterior, dar gândiți-vă și la telefonul cadrului didactic care, să zicem, are o oră pe săptămână la disciplina dânsului, asta înseamnă 18 clase, faceți o socoteală ori 25 de copii, nu mai spunem, cu câți copii trebuie să interacționeze, dacă știu eu, lucrul ăsta se face online, într-o săptămână. Și cum ați văzut rezolvarea acestei situații? Dacă mă gândesc la niște măsuri care ar fi trebuit luate în perioada vacanței, în principal, mă gândesc în primul rând la achiziția de laptopuri sau tablete care ar fi trebuit distribuite elevilor și instruiți în modul de utilizare a lor. Pentru că primesc tot felul de device-uri, dar nu știu să le utilizeze și să le exploateze la maxim. Același lucru l-aș fi făcut pentru școli. Aș fi dispus conectarea tuturor școlilor la internet și dotarea lor cu camere web foarte bune pentru a transmite ceea ce se întâmplă în clasă, eventual, știu eu, din două unghiuri, astfel încât să capteze cât mai mult din imaginile din clasă, la fel de bine pe partea de sonorizare. Nu vă ascund că sunt școli unde lecția se desfășoară cu ajutorul calculatoarelor primite de către școală în urmă cu 10-15 ani. Vă dați seama că probabil acel calculator face față o oră, două, trei, dar dacă în ziua respectivă se lucrează și în două schimburi, schimbul 1, schimbul 2, nicio șansă să reziste la un program de 12 ore și automat școala respectivă nu are cum, profesorul respectiv nu are suportul necesar. Să știți că
Aseară vedeam reacția Asociației Elevilor, care cereau Ministrului Educației, făceau apel către Ministrul Educației să intre pe sistem online și să verifice cadrele didactice în ceea ce privește modul de predare. Spre surprinderea mea, în această perioadă se desfășoară inclusiv inspecțiile acelea vechi, RODIS, e adevărat online, în care sunt asistate cadrele, profesorii sunt asistați în timpul orelor. E un lucru bun din punctul meu de vedere, dar pe de altă parte înțeleg și pe colegii mei care s-au trezit în mijlocul acestui online fără pregătirea necesară. Este destul de greu să treci de la predarea clasică la predarea online. În afară de faptul că trebuie să înveți să utilizezi partea de electronică, trebuie să știi să-ți redactezi și partea de, știu, teste, susținerea lecției în modul respectiv. Nu e suficient să se așeze în fața calculatorului și să vorbească timp de 25-50 de minute cât ține ora, pentru că niciun copil nu va, pe niciun copil nu poți să-l ții atent, să-i captezi atenția o perioadă lungă de timp. Probabil că reușești să interacționezi cu copilul căruia îi dai, știți că apar pe un ecran, apar cât mai mulți din clasă, interacționezi cu un copil căruia îi adresezi întrebarea și din partea căruia îi primești răspunsul. Restul au fost surprinși, i-ați văzut, și mai puțin îmbrăcați și mai distrați și cu alte preocupări. E normal, sunt copii și e normal să profite de orice... Nefiind acel cadru oficial pe care ei încă nu-l conștientizează, da, nefiind exact, în exact. Sala de curs. Da, probabil că dacă am fi avut acest suport material încă de la începutul școlii și nu ne-am fi luptat inclusiv acum cu această problemă, lucrurile s-ar fi desfășurat mult mai bine. În altă ordine de idei, știți că la momentul ăsta clasa 8-a încă nu are manualele școlare. Știu că la Camera Deputaților este o inițiativă prin care dacă țara se află în stare de alertă sau de urgență să nu se susține examenele naționale și eventual să se țină cont de media claselor 5-8 sau a celor de liceu pentru admiterea în ciclu superior. Să vedem când o să vină la Senat, o să discutăm, pentru că sunt în cameră decizională, să luăm o decizie. Cert este că anul școlar cumva este compromis. Și privim jumătatea anului trecut, da? Când din ianuarie, din martie am închis școlile. Vă amintiți că toată materia din ianuarie până în iunie nu a fost cuprinsă în programa de examen. Clasele care au venit pe bănci au venit deja cu jumătate de an cumva pierdut. Foarte greu se recuperează materia, foarte greu reușești să predai zilnic. Eu sper să facă față acestei provocări atât școala, cât și familia, cât și, în principal, elevul. Vorbim și de plusuri în educație în ultima perioadă. Da, așa cum știți, în ceea ce privește elevii și studenții, în perioada cât a fost guvernul și cât am participat la legislație, la emiterea legislației, ne-am străduit să creștem cumva veniturile alocate elevilor și studenților, tocmai pentru a diminua decalajul pe care îl resimt majoritatea copiilor. Și mă gândesc aici la dublarea alocațiilor pentru elevi, mă gândesc la studenți cărora li s-a practic li s-a mărit fondul de bursă de 2 ori și jumătate și le-a crescut bursa, dacă nu mă înșel, de la 83 de lei pe lună la 205 punctul. Pentru că ei au diferite burse și
burse de merit, burse de performanță și în funcție de bursa pe care o iau, primesc și o anumită sumă. Suplimentar, știți că am reușit să oferim studenților transport gratuit. Mulți au fost de acord cu acest lucru, mulți ne-au criticat. Vreau să vă spun că este un lucru bun. Și de ce spun acest lucru? Gândiți-vă că am fost și noi studenți, gândiți-vă ce ușor se deplasează un student la medicină, la o conferință sau, știu eu, la o altă facultate, dacă dorește să asiste la un curs al unui profesor care îl interesează, părinții ar fi trebuit să facă un efort financiar suplimentar. Și am încurajat cumva accesul copiilor la studii superioare. Dacă este un copil care învață și un copil foarte bun, beneficiază de transport gratuit către facultate, poate obține o bursă și automat este mult mai ușor să termine studii superioare față de perioada precedentă. Nu mai punem presiune pe familie, ci el poate cumva să fie pe picioarele proprii încă din anul întâi de facultate. Am inițiat și acele granturi prin care ei puteau accesa până la 40.000 de euro pentru dezvoltarea unei afaceri, să devină antreprenori, cu susținere pe partea de antreprenoriat. Au fost destui tineri care au aplicat și destui care au avut și succes. În afară de faptul că au demarat o afacere, au creat și locuri de muncă. Puține, pe afacere, 1-2 locuri de muncă, dar pentru un tânăr, vă dați seama, este o oportunitate care merită a fi exploatată. Pe abandon școlar, cum am stat în ultima perioadă? Pentru că am tot discutat cu dumneavoastră când ați participat la edițiile noastre. Abandonul școlar. Dacă în cei 3 ani de guvernare a Partidului Social Democrat abandonul școlar ajunsese într-un punct minim, în ultimele 7-8 luni din acest an abandonul școlar a crescut și a crescut în principal în mediul rural, în mediile defavorizate. Părerea mea este că trebuie să depunem cu toții un efort suplimentar pentru a atrage acești copii la școală. Tot progresul economic și cumva eu mai glumesc copiii mei și le spun învățați carte că o să trebuiască să-mi plătiți pensia. Toate veniturile țării se bazează pe acești copii care trebuie ulterior să intre, sună un pic tehnic, să intre în câmpul muncii, dar fiecare dintre noi trebuie să presteze o activitate și bine ar fi să presteze o activitate care să le facă plăcere. Dacă noi nu reușim să îi angrenăm, să îi atragem către școală, către studii superioare și să aibă deschiderea de a susține un efort, pentru că nu este ușor să mergi să studiezi, cu siguranță vom avea probleme foarte mari și în ceea ce privește mediul economic. La fel va crește iarăși migrația, vor fi tentați, știu eu, de mirajul țărilor occidentale, dar fără să ai o diplomă, fără să ai o calificare, nici acolo lucrurile nu mai stau așa cum stăteau odată și resursele financiare pe care ei și le imaginează că le-ar putea obține, cu siguranță nu vor fi cele pe care și le doresc. Vis-a-vis de specializări, atragerea către studii superioare, v-am mai întrebat de programa aceasta stufoasă, pentru că tot vedem pe diferite forumuri discuții între părinți, între elevi, că programa școlară este foarte stufoasă. Așa cum știți, sau probabil știți, la nivelul Comisiei de Învățământ Senat am dat aviz pozitiv și am votat legea prin care se aerisea foarte mult programa școlară, în sensul că se reducea inclusiv numărul de ore de la clasă. Ca și măsură suplimentară, am venit cu școala de după școală pentru a elimina cumva efortul pe care îl făceau părinții acasă. Din păcate, acest program școală de după școală pe care noi, prin lege, îl stabilisem a se desfășura în toate unitățile școlare, a fost limitat printr-o ordonanță de guvern de, cred că, acum o lună,
doar în unitățile școlare care dețin dotare și care vor fi stabilite printr-un ordin de ministru. Lucru care nu mi se pare deloc corect, adică școala de după școală se va face tot în școlile care au dotarea necesară, nici de cum pentru ceea ce noi o prevăzusem în special pentru școlile și copiii cu probleme în ceea ce privește învățarea și baza materială. Cadrele didactice care știu eu rămâneau fără ore, puteau lua ore și își completau cumva norma didactică cu aceste ore școala de după școală. Cumva creasem un balans astfel încât copilul rămânea cu mai puțin materie și mai puține discipline la nivel de unitate școlară. Practic se mergea pe arii curriculare și copilul opta pentru anumite discipline din aria curriculară, pentru numărul de ore. Puteam dezvolta copilul pe linia pe care știu eu și-o dorea, pentru că nu toți copiii sunt trebuie să fie foarte buni la matematică, nu toți copiii sunt foarte buni la limba română și atunci trebuie cumva să ducem copiii spre uman, spre real, să le facă plăcere să vină la școală, nici de cum știu eu să mergem pe discipline obligatorii până în anul 4 de liceu și după ce a terminat și a dat bacaloriatul și știu eu a ajuns și major, să ne întrebăm cam ce i-ar place și pentru ce ar fi bun. Noi am gândit cumva lucrurile într-o direcție bună, zic eu, dar din păcate se pare că tot ce am gândit noi, eu, colegii mei din Comisia de Senat, se duce într-o altă direcție și mă doare sufletul că se întâmplă lucrul ăsta. Să sperăm totuși că își vor reveni. Ia câtă o măsură foarte bună pe timp de pandemie era această reducere a numărului de ore. Și eventual, acea școală după școală ținută online, cu copiii care își doreau sau care simțeau nevoia să suplimentar, să discute cadrul didactic. Vom merge iarăși cu 4-5 ore de matematică, 4-5 ore de limba română, nu că nu ne-ar folosi, ne folosesc foarte mult, dar spun încă o dată pentru copiii care au înclinație spre acest lucru. N-are sens să chinui un copil de la care n-are înclinație spre matematică, să-l chinui până în anul 4 cu o materie pe care oricum nu agrează. Plus alte discipline inventate, spun anumiți părinți, anumite voci, doar pentru crearea unor locuri de muncă pentru anumite cadre didactice. Nu este deloc așa. Știți că școala românească este cotată ca fiind una din cele mai bune și specialiștii noștri întotdeauna sunt vânați. Uitați-vă la IT, da? Uitați-vă la IT că ne-am ținut IT-ști în țară scutindu-i de impozitul pe salariu, că altfel ne plecau cu toții. Deci școala românească este o școală foarte bună, dar trebuie să ne adaptăm pentru că noi n-am reușit să ne adaptăm în ultima perioadă, să le creăm competențe copiilor. Degeaba își însușesc cunoștințe și venim cu cunoștințe suplimentare dacă nu știu să le aplice în practică. Iarăși avem o problemă foarte mare în ceea ce privește practica, pentru că mă uit la liceele tehnologice, fac foarte puțină practică în comparație cu în urmă cu 10 ani când aveam școlile profesionale și când termină un liceu tehnologic, deși au pe diplomă tehnician, nu dau un exemplu concret acum, nu are angajatorul practic nu-l angajează, spune domnule, a terminat, dar nu știe să facă nimic. Nu e nici din vina elevului, nici din vina cadrului didactic, ci din vina materiei pe care a trebuit să o parcurgă. Și este foarte important să adaptăm această materie la ce se întâmplă acum, pentru că agentul economic, niciodată în unitatea școlară, nu o să avem dotările necesare pentru ca să dăm niște copii foarte bine pregătiți. Și atunci, practica la agentul economic este foarte importantă și adaptarea programelor școlare. Ori dacă făceam lucrul ăsta în vară, existam programa școlară, reduceam numărul de ore, acum n-am mai avea copii care stau 6-8 ore în fața calculatorului sau laptopului pentru a obține informații. Cu ce îndemn ați vrea să încheiem ediția de astăzi, pentru că am ajuns și la final? Încredere pentru a merge mai departe la ore, acum în momentele acestea speciale, dificile în care ne aflăm. Cu siguranță noi românii suntem un popor optimist și așa că și copiii noștri sunt la fel. Eu sunt convinsă că vom depăși și această perioadă cu foarte mare grijă unii vis-a-vis de ceilalți, respectând regulile. Observați că totuși răspândirea virusului nu este așa de contagioasă cum se spune. Dacă respectăm regulile, ne
spălăm pe mâini și am fost încântată să văd că elevii se adaptează foarte repede la acest lucru și sunt foarte disciplinați. Să sperăm că vom depăși cât mai repede și va apare și vaccinul care să ne salveze din această situație. Vă mulțumim și pentru ediția de astăzi, doamna senator. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit și vă mai așteptăm la noi. O seară bună tuturor! La revedere! Presa liberă trecere.